Resurse oferite de agricultură, avem pentru producția de biodiesel, rapita, floarea soarelui, soia, aveți aici cantitățile și zonele favorabile acestor culturi. Pentru producția de bioetanol, care bioetanolul se folosește, biodieselul se folosește în amestec cu motorina, numai cu motorina, bioetanolul în amestec cu benzina. Pentru producția de bioetanol avem sfeclă de zahăr, cereale, grâu, porumb, orz, la fel le vedeți în cantone unde sunt favorabile culturile de produsele respective. Resurse oferite din silvicultură, resurse oferite din reziduri agricole, reziduri industriale, dejecții zootehnice, care se folosesc pentru producerea biogazului, resurse din deșeuri municipale, capacitate de producție pentru biocarburanți în România avem circa 300 de, deci capacitățile de instalație de biocarburanți de 300 de mii de tone pe an biodiesel și circa 120 de mii de tone pe an bioetanol. Deci bioetanolul, vedeți că se poate face din 3 kg de cereale, și anume porumb, grâu, și înseamnă 1 kg de bioetanol și dacă se folosesc 10% numai din producția de cereale, asta înseamnă circa 450.000 de tone de bioetanol, ceea ce este peste necesarul de bioetanol, adică peste ținta care trebuie să atingă România privind bioetanolul. Deci o suprafață numai de 6%. Biodieselul poate face din rapidă, floarea soarelui, soia, așa cum v-am mai spus, 1 kg de ulei înseamnă 1 kg de biodiesel.